În comunele Bilbor și Corbu, ploaia torențială de aseară nu prevestea prăpădul care avea să urmeze. La început au fost inundate doar câteva gospodării în satul Capul Corbului. Primul inundație a fost fără celălalt și noi nu eram acasă. Până în 15 minute când am venit înapoi, deja porțile erau deschise și apa era luase tot de vinograde, și am avut și puii, nu luat cloșca cu puii. Straturile plijite și tăți și în grădină și acolo și nu-i nimic, nu ne-a mai rămas. După ce ploaia s-a oprit, la lăsarea nopții, dinspre comuna Bilbor s-a format o viitură pe râul Bisticioara, care a înaintat vijelios spre Capul Corbului. În jumătate de oră, în Albie, nivelul apei a crescut cu 2 metri, iar autoritățile au emis avertizări ro-alert și cod roșu de inundații. Suntem loviți pentru a doua oară în ultime 3 zile de viitur. Avem zeci de gospodării distruse, avem și câteva case inundate. Așteptăm acum un val de viitură din amonte, sperăm să nu avem pagube mai mari. Pentru zeci de localnici a fost o bătălie contra cronometru pentru a salva viețile, animalele din gospodărie și bunurile de preț. Un sătean a încercat disperat să salveze plugul cu lanțurile de un copac, în timp ce nivelul apei creștea vertiginos. Asigur plugul să nu mi-l ia apa. Și nu mai putem sta în casă. Ne frică, pur și simplu ne frică. Nu știm cât va crește, cât va ține. Pompierii au intervenit cu utilaje, au ajutat și îndemnat pe oameni să-și părăsească locuințele în care au năvălit apele. 11 oameni au fost evacuați. În câteva minute, drumul comunal a fost acoperit de ape, iar oamenii au fost nevoiți să se retragă din calea lor. Până la ora 2, când nivelul apelor Bisticioare a început să scadă ușor, în localitățile Corbu, Capul Corbului și Bilbor au fost inundate 10 locuințe, 51 de gospodării, 10 de păsări au murit înecate, au fost distruse grădinile de zarzavaturi și avariate drumuri comunale. Evaluarea pagubelor se va face astăzi.